Așa cum am anunțat, actorul Adrian Păduraru se află aici între prietenii de la radio. Pentru mine e o mare bucurie această reîntâlnire. Bună ziua, Adrian! Salut, mâna, mulțumesc frumos. După introducerea asta, nu cred că mai am ceva de adăugat. Mi-a părut bine să ne vedem. Închideți ușa. Închide, da. O încuiem bine cu cheia. Dar, Adrian, iartă-mă că te întrerup, pentru că aș vrea să le spun celor care ne urmăresc la această oră și vor să vadă cum arată Adrian Păduraru la radio, să intre pe pagina noastră de Facebook, România Actualități. Noi acolo transmitem live și, în același timp, în cazul în care aveți întrebări, nedumeriri, nemulțumiri, nu, asta cu nemulțumirile nu. Bună. Întrebări, laude, critici, sesizări, era cronica de sugestii și da. Sesizări, da, să le faceți. Apropo de asta, cred că cei mai buni prieteni ai mei au rămas cei care au fost capabili să-mi spună ceea ce nu e în regulă la mine și am învățat chestia asta. Da, mi se pare că ceea ce e bun, vedem și noi că suntem suficient de vanitoși, ne spun și oamenii, cei mai mulți dintre ei, important e să avem și noi un simț critic, nu exagerat, dar care să existe, și prieteni care să ne spună ce nu li se pare în regulă la noi, așa încât merge și la capitolul sesizări. Apropo de prieteni și de critici, dimineața asta am avut o discuție un pic mai dură cu unul dintre prietenii mei, care m-a criticat. Greu digeri fiecare cuvânt pe care îl consider nena locului spus. Când te critică un prieten, cum reacționezi? Te superi? Să ne înțelegem și ca și să punem punct că dezvolt prea mult tema asta. Eu sunt berbec, cu ascendent în leu. Nu-mi convine nimic. Mi se pare că adevărul e la mine, că eu știu cum trebuie făcut. Sunt în primă instanță, evident că e o reacție așa de cel puțin neplăcere, dacă nu mai mult, dar am învățat în timp că îmi folosește și atunci durează doar o secundă, o secundă de două și după aceea încep să văd și îmi folosesc chiar părerile greșite. Orice lucru spus bun, prost, profund, superficial, bine analizat, te poate ajuta. Pe Adrian Păduraru nu ai cum să-l uiți, mai cu seamă că, indiferent de vârsta pe care o ai, n-are cum să-ți fi ratat un film. În 1984 a fost lansat acest film, Declarație de dragoste. Este, din punctul meu de vedere, un film cu parfum special, una dintre cele mai frumoase relații, povești de dragoste prezentate într-un film românesc. Când te uiți, pentru că filmul e reluat din când în când la diverse televiziuni. Da, din când în când, slavă Domnului, destul de des. Și ce bine că e așa. Da. Când mă uit la el, în primii ani nu îmi plăcea nimic, mi se părea că totul trebuia făcut altfel, mai bine. Între timp mă uit ca la un foarte tânăr actor care are ceva legătură cu mine, dar nu foarte mult, și îmi face plăcere filmul și sunt bucuros, chiar fericit, pentru că generații de-a rândul se uită la film. Nu credeam și nu visam atunci că va fi un film cu succes de public de 40 de ani. Din când în când mai mă uit în stânga la ecran, este un ascultător, Ionescu Mihai, care spune așa: e un jucător de tenis foarte bun, întrebați-l despre această pasiune. O să revin asupra acestei întrebări. Nu, să mulțumesc frumos, nu sunt atât de bun. Da, încerc și sunt așa, cu toată modestia, un fel de Djokovic, îmi perfecționez continuu jocul. Da, ceea ce dă satisfacție la tenis e faptul că mai cred în posibilitatea de a îmbunătăți jocul, ceea ce e frumos, așa mă ține într-o vârstă plăcută. Eu mă reîntorc acum la Declarație de dragoste, pentru că știu că fiecare film, mai cu seamă un film de succes, vine însoțit cu o serie de întâmplări povestite și trăite în primul rând de actori în timpul filmărilor, și îmi amintesc cât de greu a fost povestită și bănuiesc că și trăită secvența de la final, când era toamnă, soarele era strălucitor și apa mării foarte rece.
Da, era într-adevăr foarte rece. Doru Mitra, Dumnezeu să-l ierte, ceea ce se numește astăzi DOP, director de imagine, atunci era mai simplu, era operatorul filmului, a intrat în apă să-mi arate, că eu am zis, Doru, e frig, nu se poate, și a intrat în apă să-mi arate și după 30 de secunde a zis, da, eu totuși n-aș mai sta în apă, hai să punem camera, că era foarte rece. Ceea ce ne-a plăcut mai târziu a fost faptul că nimeni nu s-a prins de trucul făcut acolo, era un apus la mare. Era filmat la Marea Neagră. La Marea Neagră, spre litoralul românesc, n-a pune soarele, doar răsare. Era schimbată temperatura de culoare la cameră și făcut în așa fel încât să pară că e o lumină de apus, da. Era dimineața la răsărit. Și ani de zile a funcționat. Ce frumos era apusul ăla, n-a pune soarele la Marea Neagră pe litoralul românesc, dar a funcționat foarte bine. Ca drept dovadă că filmul, imaginea în general, fotografie, pictura au un mister, au un farmec dincolo de legătura lor directă cu realitatea. Suntem pe Facebook Live și mă uit că încep să curgă mesajele de la ascultători într-un număr cât mai mare ne strângem acolo. Felicitări pentru invitat, scrie cineva. Este un om deosebit și un actor minunat. Și mă gândesc, Adrian, că oamenii te privesc și încearcă să te urmărească cu mare drag. Și că de la declarație de dragoste până la declarația de drag e un pas... Mulțumesc de furnică sau de elefant? Mulțumesc frumos că ne-ai adus în contemporaneitate, pentru că, da, îmi place să echilibrez în interviuri ceea ce vorbim despre trecut cu ceea ce vorbim despre prezent și despre viitor. Sunt încă în foarte multe planuri, proiecte pentru anul ăsta, pentru anul viitor, pentru peste 2 ani, ceea ce e minunat. Sunt recunoscător vieții lui Dumnezeu, colegilor, celor care vor să lucreze cu mine. Da, privit din punct de vedere ceea ce s-a adunat, e un pas uriaș. Nu-mi vine să cred nici mie când mă uit peste lista de filme pe care o am, peste numărul de roluri de teatru, de radiofonic, de televiziune, de la un moment dat filmele. Și m-am oprit, am zis peste 40, parcă ar fi 1000, dar se pot număra 40 și câte, n-am mai făcut-o. Da, nu cred că e importantă contabilitatea în profesia asta. Oricum, sunt multe și important e câte dintre ele au rămas pentru public prezente și astăzi. Și faptul că, mă întâlnesc cu oameni care îmi vorbesc despre declarație de dragoste, evident, cu oameni care sunt, poartă numele de Alexandru, pentru că așa i-au botezat părinții. Serios? Au fost oameni care și-au botezat copiii după filme? Nu numai. Bun, există un domn, Adrian Păduraru, da, la Onești, cred, familia Păduraru și părinții l-au botezat Adrian urmare a filmului. Da, bun, m-am întâlnit cu un domn care se numește Alexandru. Păduraru? Nu, Alexandru, da? Partea emoționantă de-a dreptul era faptul că avea de mână doi copilași, un băiat și o fetiță, care se numeau Alexandru și Ioana, numele personajelor din declarația de dragoste. Da, norocul sunt multe. Norocul de a te fi născut din părinți pasionați de film și mă rog, norocul, cine știe dacă o să le placă copiilor și nu o să fie revoltați. O să zică, ce gust au avut și părinții noștri. Da, pe lângă asta mă întâlnesc des în ultima vreme cu oameni care au văzut nu filmele mai vechi, Chirița, Secretul Armei Secrete, și au văzut filme mai noi. Sunt oameni care deși n-aveam un rol foarte mare în Bună ce faci, și au văzut filmul și îmi spun lucrul ăsta. Au văzut filmele lui Teddy Necula, Coborâm la prima, și acum cel mai recent film al lui Teddy despre George Balt, mai departe
carte, se numește filmul, da. Film în care George Baltus și joacă propriul rol și eu joc ceva diferit de ce am jucat până acum în film. George Baltus a fost și aici și da? Și-a prezentat povestea aici la noi la radio. Îmi place actorul, scrie Flori pe Facebook, dar vocea caldă mă învăluie pur și simplu. Păi, poate că pentru faptul că suntem la radio trebuia să oprim transmisia video și să rămânem numai pe... Radio asta are acest mister, nici nu știu, sunt unii ascultători care spun nu trebuie să prezentați imaginile din studio pe Facebook pentru că stricați misterul. Și eu cred, asta urmarea anilor mei de radio, e o doză mai mare de adevăr când ești doar cu microfonul în comparație cu momentul în care ieși camera. Camera falsifică un pic dacă nu reușești să uiți de ea. Sau îți demontează niște povești pe care le ai în minte. Trebuie să recunosc că și eu din când în când acum arunc ochii pe monitor și zic că îmi stau cam într-o parte, așa ar trebui să mai... Uite, cred că mie nu-mi stă bine părul, hai să mă schiz cu căștile. N-avem ce face. Vreau să termin ideea cu lucrurile care mă bucură și felul în care reacționează oamenii pe stradă. Acum 30 de ani erau coate și chicote prin spate. Acum relația este una mult mai civilizată. Oamenii salut, spun două vorbe, lucrurile, uneori da, alteori nu. Mi se pare că din punctul ăsta de vedere e chiar mai frumos acum decât era cu niște ani în urmă, prin raportul ăsta cu spectatorii și faptul că sunt oameni care îmi vorbesc despre lucruri ceva mai subtile și mai noi, despre tovarășul milițian care a fost pe Amazon sau despre producția Valea Mută de pe HBO, s-a mai diversificat percepția asupra mea ca actor, ceea ce chiar e o bucurie. Apropo de lucrurile, te uiți la ceas? Mă uit la ceas, da. Și mă uit pe Facebook la mesajele primite. Eu îl urmăresc pe Adrian Păduraru de la începuturi, scrie Gabriela Petrescu. L-am întâlnit accidental pe holul unui cabinet stomatologic pe vremea când era student. Știam că va fi actor și iată, marele actor. Felicitări pentru toate performanțele realizate. Când ai fost, mulțumesc frumos. Erai student și te-ai dus la stomatolog și te-ai întâlnit cu doamna Flori, te amintești? Am tot fost la stomatolog. De aceea unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este chiar medic în domeniu. Da, sigur, nu suntem prieteni pentru că el e medic, suntem prieteni pentru că e un om minunat, dar am o activitate îndelungă în cabinete și apropo de cabinetul medical, cred că e unul dintre lucrurile care plac. Bun, așa imaginează pe mine una bună, că place mult din ceea ce am spus, dar apropo de profesionism și profesionalism, mă pricep foarte bine, fiind atât de mult pacient al cabinetelor stomato, mă pricep, știu cum se numesc, toate frezele, aparatele, cam ce se pune, cam ce materiale, dar dacă mâine aș deschide un cabinet ca medic amator, n-ar veni nimeni. Nu înțeleg de ce în alte domenii se poate să fie amator. Bună remarca. Da. De la din cele mai mici la cele mai, mai importante și decisive profesii pentru cei care se consideră dincolo de rând, că îmi place asta și cetățenii de rând, stimați domni, sunteți din același rând și dacă nu sunteți din același rând e un semn de întrebare, în ce rând sunteți? Da. Apropo de profesii, revenim. Da, 5 ani, un băiat de 5 ani și-a anunțat în mod oficial părinții că el vrea să se facă șofer, n-a fost să fie așa, a fost să fie doar un... Dar îmi place să șofez. Actor. Îmi place să șofez și astăzi, nu foarte mult în București, e adevărat, dar îmi place și am avut o intuiție la 5 ani. Nu cred că aș fi putut deveni profesionist, nu am atâta răbdare să conduc ore în șir. O mașină, un camion sau un tir, da. Perspectivă. Da. Am testat recent. Da. Nu, a fost îmi place, un camion, am condus și tractor și autocar și îmi place. Da. E o senzație
Interesant. Revenim am joi, m-am gândit că e vorba joi. Despre joi 8. Da, joi seara, la ora 8. Da. La ora, nu la ora 8, da. Joi seara pe 8 februarie la ora 19 la Arcub. Da. Îl veți vedea pe invitatul de astăzi, Adrian Păduraru, alături de alți tineri colegi într-un spectacol, așa cum am amintit, declarație de drag. Avem un număr de telefon 312-3558 și sperăm ca în curând să sune telefonul și să intrăm cu un ascultător, să-l oferim o invitație, nu? Oferim o invitație, de obicei așa se face la microfon, vă invit, dar vă invit să vă luați bilete, nu, vă invităm să chiar dăm o invitație la... Sună telefonul, văd colega mea la spectacol. Diana Domenico, producătoarea emisiunii, deja vorbește la telefon cu ascultătorii, deci este vorba despre o invitație pentru două locuri, nu, da, Adrian? Da, are mână liberă să o dăruiască. Place gestul dăruirii. E un spectacol care mi este foarte drag. E o încercare de a aduce împreună poezia, muzica, interacțiunea cu publicul, un fel de teatru de improvizație la un moment dat, toate într-o formă care să conțină și ceva adevăruri universal valabile, dar și o zonă de divertisment în așa fel încât oamenii să plece fericiți. Actorul Adrian Păduraru, invitat astăzi între prietenii de la radio, citeam un mesaj trimis pe Facebook de la Costel, care spune așa: întrebați-l, mai știe meserie de pe șantierul unde a filmat, dar mi se face semn, o să-i răspundem ascultătorului nostru, mi se face semn din regie că nu sună telefonul în continuu. Nu? Hai, ne punem căștile. Un ascultător deja a luat invitația, însă sunt oameni care insistă la telefon. 021-3558. Până luăm 312-3558, da? Telefonul, să răspund la întrebare, n-am știut niciodată meseria aia de pe șantier, nu știu nici acum, n-am abilități foarte clare în a face ceva manual. În schimb, era ceva ce îmi plăcea pe șantier. Eu am făcut înainte de actorie, am făcut clasă de matematică fizică și tot ce însemnau planurile de execuție de pe șantier, aia era o chestie care îmi plăcea. Foarte tare. Nu știu dacă e o doamnă sau dacă e un domn. Am intrat în legătură directă cu cineva care ne ascultă. Eu spun că e o doamnă. Să vedem cine câștigă. Un domn. Ah. Un domn. Da, e un domn. Am avut intuiția că e un domn, dar am vrut să fiu politicos și gentil și să nu am eu dreptate. Da. Poate sună și o doamnă la un moment dat. Cu cine stăm de vorbă? Bogdan din București mă numesc. Și într-adevăr să știți că și domnii se uită la declarații de dragoste. Sau și domnii fac declarație de dragoste. Apropo, domnilor, mă refer și la tine, Adrian, și la ascultătorul nostru. Astăzi este Ziua Internațională a Soților. Că în fiecare zi suntem obișnuiți să sărbătorim câte ceva. Soții fac din când în când sau ar trebui să facă măcar o declarație de dragoste. La mulți ani știu că e iconoclast, așa, dar eu nu cred în aceste zile. Ziua soțului, a iubitului, a partenerului de viață, a tatălui, a mamei și așa mai departe, ar trebui să fie, sună banal, în fiecare zi, în fiecare clip a existenței noastre. Da, e bine să o marcăm din când Faceți în când. Faceți deseori declarații de dragoste? Din păcate nu suficient. În ultima vreme și mai puțin parcă. Poate și din cauza agitației zilelor cotidiene, cu copiii, cu nebunia și întâlnirea de seara nu ne dă foarte multe ocazii să ne declarăm așa ceva, dar mai degrabă soția mă pune într-o ipostază delicată și îmi reamintește de chestia asta. Da, eu ca părinte de fete mari, deja foarte mari și de foarte curând bunic, odată urmează să fiu a doua oară, vă spun ceea ce știți cu siguranță, nu, momentele de viață nu se întorc, ele trebuie fiecare... în măsura în care reușim, trebuie. E minunat să le putem trăi pe fiecare în parte exact atunci când ne vin. E o iluzie. Terminăm această etapă și după aceea ne bucurăm de viață. Nu
cred în asta și viața mie mi-a demonstrat până acum că nu există decât fiecare clipă trăită, așa încât astăzi cu atât mai mult zic să bem diseară cu toții, mă rog, fiecare la casa lui, o șampanie de ziua soților în cinstea soțiilor. Și oricum pe domnul pe care l-am auzit, da, îl aștepți cu soția, da? Rup de la gura copiilor mei și dau către copiii noastre. Da, vă invit împreună cu soția noastră la declarație de drag pe 8 februarie. Mulțumim. Nu închideți, pentru că da, avem nevoie de datele de contact, mai puțin de un minut și jumătate. Ce filmează acum Adrian Păduraru, da. Mai te chemăm o dată, Adrian. Filmez, da, despre filmul la care lucrez acum nici nu pot spune prea multe, pentru că este pe o mare platformă de distribuire a filmelor. Este o producție făcută în România cu actori foarte tineri, între care și eu, și un rol interesant, cel pe care îl am eu așa, cu două laturi, cu două subpersonalități puse la vedere în timpul filmărilor, și ceea ce e foarte frumos, filmez cu doi dintre copiii prietenilor mei, ceea ce pe de o parte mi-arată cum trece timpul, pe de altă parte mă face să mă bucur că sunt în continuare în viață artistică și cu dorința de a face lucrurile mai bine, mai frumoase, mai adevărate, și e ceea ce vă doresc de altfel la încheiere și dumneavoastră fiecăruia. Mulțumesc! Actorul Adrian Păduraru, invitat astăzi între prietenii de la radio.